găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Noul stadion național ar putea fi construit în apropierea arenei Chișinău, iar costurile s-ar putea ridica la 85 de milioane de euro. Conform studiului de prefezabilitate, această locație a obținut cel mai mare punctaj din partea experților. Miniștrii Andrei Spânu și Dan Perciun, dar și președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Olenicenco, au oferit astăzi mai multe detalii despre construcția noului stadion național. Guvernul și FMF au ajuns la un consens legat de construcția unui stadion național. Rezultatele studiului de prefezabilitate inițiat de Federația de Fotbal la început de an au fost prezentate oficial în fața jurnaliștilor. Astăzi punem temelia unui stadion care nu va fi doar o arenă sportivă, ci un simbol al unității noastre naționale. Aici se vor scrie noi povești de succes, aici vor crește noi eroi. Aici vreau să precizez că arena modernă de fotbal va deschide oportunități noi pentru a desfășura la Chișinău, evenimentele fotbalistice mari și va transforma Moldova într-o destinație pentru pasionații de fotbal. FMF și-a asumat angajamentul de a efectua un studiu de prefezabilitate care a evidențiat necesitatea, locația potențială, factorii tehnico-economici, precum și modalitățile de întreținere și mentenanță ale acestuia. Astfel au fost identificate 5 potențiale terenuri pentru construcția acestuia, în preajma arenei Chișinău, pe Bulevardul Dacia, la Băcioi, în orașelul Codru sau pe teritoriul complexului sportiv UTM. La comanda Federației a fost realizat studiul de prefezabilitate pentru construcția stadionului. Astfel, conform studiului și solicitării noastre comune, vom construi un stadion de categoria 4 UEFA, adică un stadion la cele mai înalte standarde care să fie gazdă jocurilor naționale și internaționale. Oficialii au anunțat și următorii pași, ce include elaborarea studiului de fezabilitate și organizarea lucrărilor de proiectare. Costurile totale ale proiectului Stadion Național sunt evaluate la 85 de milioane de euro. Principalele surse de finanțare sunt cele oferite de guvern, de agenții economici, dar și de partenerii externi. Stadionul Național va avea toată infrastructura necesară pentru un stadion de categoria 4 UEFA. Zona destinată jucătorilor, tribunele pentru spectatori vor include mai multe subzone, inclusiv zone destinate oficialităților, sponsorilor și invitațiilor speciale. Tribuna pentru presă, care va fi echipată cu toate facilitățile necesare jurnaliștilor pentru a transmite în direct și a realiza reportaje. Acoperiș continuu, care să acopere toate scaunele pentru spectatori. Locuri de parcare, 1500-1800 de locuri de parcare. Arena Națională va găzdui diferite evenimente sportive, nu doar meciuri de fotbal. Estimările noastre arată că într-un an am putea aduce în Republica Moldova circa 20.000 de turiști sportivi, care vor procura servicii hoteliere, horecă, alimentație, transport și alte servicii în volum de minim 6 milioane de euro. Și acestea sunt doar cifre dintr-un scenariu destul de modest. Stadionul va găzdui meciuri naționale și internaționale, dar și sediile federațiilor sportive din Republica Moldova. Ne așteptăm cu suportul guvernului să obținem o casă nouă, cum a spus domnul ministru Perciun, inclusiv pentru celelalte federații sportive naționale, pentru că asta este și obiectivul propus pentru noi toți. Noi cu toții dorim ca să formăm o industrie sportivă în țara noastră. Studiul de prefezabilitate a fost efectuat de o companie din România la inițiativa FMF, iar studiul de fezabilitate și desfășurarea lucrărilor de proiectare vor fi elaborate de reprezentanții guvernului. Construcția arenei nu va dura mai mult de 5 ani.